la cea de-a 58-a ediție a analizelor economice, un proiect comun IDES Viitor și privesc unități, urmăritoare celelalte ediții, fie pagina oficială IDES Viitor, fie privesc eu, sau pe pagina mea ioniți.md, unde dați click pe analize economice și le veți vedea toate celelalte analize din trecut. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect despre care noi vorbim destul de des. Deja în analize economice am avut câteva analize, piața valutară, cursul valutar. Din ce cauză? Din cauza că în această săptămână și, de fapt, în această lună s-au petrecut mai multe fenomene interesante care, după mine, merită de analizat. Plus, în săptămâna aceasta avem o situație pe plan internațional, să zicem, care n-a mai fost de vreo 20 de ani de zile, și anume euro este aproape ca dolarul, lumea este puțin îngrijorată. Vreau să vă spun, cetățenii Republicii Moldova, ca cetățenii tuturor celor la alte țări, se stresează de două ori, atunci când valuta lor se depreciază sau când valuta lor se apreciază. Oamenilor le place stabilitate. Orice abatere la normal este văzută ca o situație neplăcută. Mai mult ca atâta, eu chiar am scos și o definiție. Deci, dacă valuta în timp de o săptămână, leu moldovenesc, înregistrează o modificare de curs de 2%, aceasta este deja peste pragul psihologic. Altfel spus, dacă avem până la 2% de depreciere sau apreciere, orice schimbare, lumea nu poate observa. Înainte ca să trecem la analiză și de a vorbi în general ce se întâmplă pe piața valutară, ce va fi în următoarele luni, vreau să aduc câteva constatări care majoritatea le știți, dar cred că trebuie să le repetăm. 1. În Republica Moldova se duce curs oficial doar față de o singură valută. Leu față de dolar. Evident, în opinia mea, mai bine să fie după euro, deoarece noi gândim în euro, câștigăm bani în euro și ai două treimile rezerve din remitența noastră sunt în euro. Comerțul ne-l avem în cea mai mare parte cu Uniunea Europeană, unde tot este euro. Apartamentele, mașinile procurăm în euro. Cetățenii Republicii Moldova, cel puțin de 15 ani, gândesc în euro. Dacă v-aș întreba cât costă un apartament în leu, cred că v-ați zăpăcit. Lumea nu știe, tot știe un euro. Dar Banca Națională duce cursul valutar doar față de dolar. Cât privește cealaltă valute, cursul lor stabilește independență de ce se întâmplă pe piețele internaționale. De aceea, când analizăm piața valutară a Republicii Moldova, sunt două întrebări. Este factor intern sau este factor internațional? În această săptămână noi avem câteva fenomene importante care au loc. Eu le numesc trei fenomene, le vom trece pe parcurs și aceste trei fenomene au determinat evoluții interesante pe piața valutară. Eu nu vreau să mă opresc foarte mult pe piața internațională, nu vreau să pretind la faptul că știu foarte bine ce se întâmplă pe piața internațională. De ce pe piața internațională doar voi trece așa fugitiv și mă concentra ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și, de fapt, evoluția din Republica Moldova. Din acest motiv, deci am spus aceste lucruri. A doilea lucru, noi întotdeauna când urmărim cursul valutar, noi ne uităm evoluția leului față de două valute, euro și dolar. Pentru a înțelege mai bine fenomenul, pentru a înțelege tabloul complet, pentru a avea o viziune mai clară la situație, am elaborat acum vreo 5 ani de zile în urmă un indicator care l-am numit IVM 10. Ce înseamnă acesta? Indicele valutar Moldova 10. Ce am făcut eu? Am luat 10 valute care reprezintă cei mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova și analizez evoluția leului moldovenesc față de aceste 10 valute. Din ce cauză? Deoarece dacă ai tablou pe aceste 10 valute, poți face și concluziile despre care vă voi spune acum. Deci eu concluziile care le fac datorită faptului că am reușit să urmăresc aceste 10 valute. Din întâi voi începe cu ce s-a întâmplat în țară, apoi încet, încet vom ajunge la euro și dolar. Deci primul grafic, dacă vă uitați atent, observați că avem o apreciere bruscă a leului față de 10 valute. Deci dacă ne uităm la coșul valutar din 10 valute, noi observăm că leul a atins minimul din acest an în a patra săptămână din luna iunie, minus 5,4%. Deci leul s-a depreciat față de toate valutele din
ponderat față de toate valutele din coșul monetar, 5,4%. Săptămâna trecută am înregistrat o ușoară creștere. În această săptămână avem cea mai mare apreciere sau cea mai mare întărire a leului din acest an. Mai mult ca atât, 2,5% întărire a leului s-a întâmplat foarte rar. Eu cred că voi publica separat, când prezentarea va fi pe pagina mea, voi publica grafici și suplimentar la aceste grafici voi face și un grafic cu recordurile sau cele mai mari aprecieri ale leului pentru fiecare an. Deci 2,5% s-a întâmplat foarte rar. Deci este o apreciere, să zicem așa, atipică, fără precedent, nu fără precedent, deci este foarte rar este așa ceva. De ce leul s-a apreciat? Urmează să discutăm. Cât privește față de coșul valutar din două valute care le avem noi, euro și dolar, deci leul s-a apreciat față de toate valutele și leul s-a apreciat chiar și față de coșul valutar. Dacă săptămâna trecută leul în mediu era mai slab față de euro și dolar luat împreună cu 1,7%, în această săptămână el s-a întărit cu 0,4%. Dar după cum am spus, toată analiza care o facem noi o facem pe bază la 10 valute. Dacă ne uităm pe fiecare valută, vedem că în această săptămână, și aici este primele concluzii care vreau să dau și care ne va explica, este în felul următor. Deci avem trei fenomene care s-au întâmplat în această săptămână. Primul fenomen, leul moldovenesc s-a întărit față de coșul valutar cu 2,5%, o întărire fără precedent. O întărire care anul acesta nu a mai avut loc și are loc foarte rar în istoria evoluției leului moldovenesc. Deci asta e prima concluzie. A doua concluzie, dacă vă uitați atent, leul s-a întărit față de majoritatea valutelor. De fapt, situația este altfel. Și graficul acesta se citește în felul următor. Dolarul american s-a întărit față de majoritatea valutelor din referință din lume. Sau majoritatea valutelor s-au depreciat față de dolarul american. În săptămâna aceasta am avut o situație în care dolarul american s-a întărit comparativ cu majoritatea valutelor. Pe noi nu ne interesează toate valutele din lume, pe noi ne interesează valutele unde Republica Moldova contează sau care noi avem partenerii comerciali. Nu s-a întărit doar față de yuanul chinezesc, față de rubla din Belarusie și hrivna ucraineană. Aceasta este o situație aparte, cu valuta chinezească nu mă voi opri, dar la hrivna ucraineană și rubla belarusă voi spune următorul lucru. Ele anul trecut s-au depreciat puternic față de dolar și în prezent ele pur și simplu își recuperează din căderea lor de anul trecut. Este un fenomen aparte, nu ne interesează foarte mult. Situația este foarte clară. Dolarul s-a întărit, toate valutele s-au depreciat. În aceste două tabere, dolarul pe de o parte și celelalte valute pe de altă parte, Republica Moldova, leul moldovenesc, a fost tabăra celui puternic. Deci leul moldovenesc a stat alături de dolar sau alături de valuta puternică, de regulă leul așa. Acum avem o explicație despre ce de fapt vorbim toată această ediție. Cert este, prim, leul s-a întărit față de coșul valutar. Toate valutele s-au depreciat față de dolar. De ce s-au depreciat ele? Pe scurt, voi spune, nu voi vorbi foarte mult. Deci, în prezent, noi suntem într-o criză destul de profundă, deci anticiparea crizei. Deci, majoritatea investitorilor cred că omenirea se află într-o zonă de turbulență puternică, anticipează crize și întotdeauna în perioada de criză investitorii se ascund în valuta puternică, în cazul dat valuta puternică întotdeauna a fost considerat dolar. Deci dolar, întotdeauna când este o situație în certul plan internațional, când suntem într-o zonă de turbulență și de criză, toată lumea fuge în dolar și dolarul se apreciază. Încă un lucru care nu prea a fost comentat în această perioadă acum, economia germană, care este colosul Europei, pe care ține euro și de fapt ține Uniunea Europeană, nu cea mai puternică economie, după 30 de ani de zile, prima dată a înregistrat un deficit a balanței comerciale. Evident, deficitul nu este mare, $1 miliard. Ținând cont că Republica Moldova, așa de micuț, unde e Germania, unde e Moldova, Moldova are un deficit a balanței comerciale de $4 miliarde. Nemții au $1 miliard. Deci, ca ponderea aceasta este 0,3 și 0,0. Deci, pentru economia germană asta este nimic. Dar semnalul este îngrijorător. Din ce cauză în Germania a apărut deficitul balanței comerciale? Apropo, ultima dată Germania a avut balanță comercială negativă 30 de ani în urmă, atunci când s-a unificat Germania. De atunci nu a mai avut. De ce s-a întâmplat acest lucru? Sunt doi factori.
Primul este totuși presiunea energetică. Dependența puternică a Germaniei, în special de gazul rusesc, își lasă o amprentă puternică asupra economiei și ei au niște creșteri de costuri de importuri legate de dependența de energetică rusească. Și doi, exporturile Germaniei, economia Germaniei în prezent nu livrează rezultatele care mulți au dorit și lucrul acesta s-a manifestat prin acest deficit de balanță comercială. Deci criza mondial așteptată, zona de incertitudine plus economia Germaniei, toate acestea au dus că euro s-a depreciat și valutele legate, majoritatea valutelor s-au depreciat. Cât va mai dura acest lucru? Cred că pe termen foarte scurt, vorbim de câteva săptămâni, poate o lună de zile, cel mai probabil vom fi în zona de turbulență, posibil că euro va mai deprecia, însă pe termen mediu, în înțelesul nostru termen mediu, asta 2-3 luni de zile, euro oricum va avea tendință de a se deprecia. De aceea, dacă cumva vă trebuie euro să vreți, cumpărați euro, știți că acum e cel mai mult, mai mult că atâta, cei care au de procurat apartamente, mașini în euro, cred că mai bună perioadă decât acum nu veți găsi în viitorul, să zicem așa, apropiat. Asta este prima. Și a doilea, ce s-a întâmplat în această săptămână, se vede foarte clar din grafic, avem o depreciere puternică a rublei rusești. Rubla rusească, știți cu toată istoria, rubla rusească, odată cu începutul războiului, s-a depreciat puternic față de toate valutele. După aceasta a avut loc o apreciere spectaculoasă a rublei, toți credeau că se va duce în 200-300 de rubli pentru un dolar, dar din contră s-a dus în aproape 50 de rubli pentru un dolar. Întărirea rublei nu a fost un fenomen pozitiv, eu am vorbit despre aceasta în analizele mele pe pagina mea, găsiți articolul respectiv la dați-le rubrica rubla și veți vedea, am explicat că asta de fapt este o dramă pentru Rusia, întărirea rublei. Acum are loc o depreciere a rublei până ce este de vreme să dăm explicații și dar mulți consideră că se începe tendința negativă când rubla de fapt după o perioadă lungă de apreciere a început să registreze o depreciere și avem o depreciere puternică. Puteați rubla s-a depreciat față de leu nostru cu 11%. De la începutul anului, leu moldovenesc oricum rămâne mai slab față de coșul valutar cu 2,34%. S-a întărit cel mai mult față de lira turcească, 16%. În general, lira turcească trece pentru o perioadă foarte gravă. Știți foarte bine, Turcia se confruntă cu probleme interni, economici puternici și aceasta a dus la depreciere foarte puternică a valutii. Zlotul polonez, corona ceh, euro, de fapt, leu s-a apreciat față de valutile euro și zona euro. De ce s-a întâmplat acest lucru? Ele pur și simplu s-au depreciat față de dolar. Însă leu moldovenesc continuă să fie în prezent mai slab față de dolar, 7,35%. Dacă vă uitați atent, ai dolarul care s-a întărit puternic, ai euro care s-a depreciat puternic și ai leu moldovenesc care cumva șede la mijloc, cumva mai aproape față de ăștia slabi. Doar în săptămâna aceasta leu a fost puternic, dar în ultimele luni leu a fost lovit de fenomene foarte puternice. Deci, scurt pe doi această situație. Dacă ne uităm la cursul valutar, eu am așa un indicator, mie îmi place, care e cursul valutar la începutul anului. Din ce cauză? Pe data de în prima săptămână anului. Deoarece dacă vă uitați atent, leu față de euro sau de dolar, în fiecare an el se depreciază cu plus minus 10%, însă anul începe aproape la același curs. Uitați-vă atent, din 2018 față de dolar, leu a fost stabil la nivel de 17 lei și doar acum leu s-a depreciat față de dolar și am ajuns la 19,17 în această săptămână și este legat de întărirea puternică a dolarului pe plan internațional. Față de euro din 2018, leu moldovenesc a oscilat relativ constant, acum euro s-a depreciat și are și legat de plan internațional. Deci dacă observați, cursul este la acest stabil, unica ce s-a întâmplat, avem pentru prima dată în 20 de ani de zile, avem așa o diferență micuță dintre euro și dolar. Ce s-a întâmplat cu leu moldovenesc? Prin ce a trecut leu moldovenesc? Eu graficii le voi arăta, plus le voi insera în prezentarea mea de pe pagina mea, dar aici vreau să spun câteva elemente. Deci atunci când s-a început leu moldovenesc, piața valutară a Republicii Moldova a fost lovit de două cataclizme. Aceste două cataclizme au lovit în piața noastră valutară mai puternic decât jaful bancar. Deci Banca Națională a fost nevoită să intervină și să vândă
Doar în jumătate de an, în, mai bine zis, în jumătate de an, în 5 luni de zile, cele mai grave 5 luni de zile, noiembrie-martie, 712 milioane de dolari. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Primul cataclism care l-am avut a fost creșterea fără precedent a prețului la gazul important, la resurse energetice, în general și la gaz. Deci noi am avut o creștere de preț a gazului care în istoria noastră a fost, nu mă opresc astăzi, sunt alte analize economice unde am explicat. Lucrul acesta a dus la ceea că Banca Națională pentru a menține stabilitatea pe valutară a făcut niște intervenții masive în luna noiembrie, decembrie și ianuarie. În luna februarie și luna martie, pe lângă piața gazului, care trebuia intervenție, dar deja cu mult mai mici, vorbim de câteva milioane de dolari, s-a întâmplat un alt fenomen. S-a început războiul în Ucraina. Începerea acestui război din Ucraina ne-a dus la aceea că cetățenii noștri, speriați și panicați de ce se întâmplă, s-au aruncat pe piața valutară. Dacă ne uităm atent, în grafic mai târziu o rătă, dar acum doar pur și simplu povestesc, cetățenii noștri estimăm că au cumpărat vreo 500 de milioane de dolari. Deci oamenii noștri speriați de război din Ucraina s-au dus și au cumpărat, pur și simplu au măturat piața valutară. Prima dată în istoria Republicii Moldova, noi am avut în luna martie, dacă nu mă așa în memoria, dacă ușa ne uităm în grafic, am avut așa numită ofertă negativă. Deci pentru prima dată în istoria Moldovei, cetățenii noștri au cumpărat de pe piața valutară mai mult decât au vândut. N-am avut așa ceva de când este Republica Moldova. Și Banca Națională, dacă nu intervenea în această perioadă, noi pur și simplu nu știu cu ce se termina. Banca Națională a vândut doar în 5 luni de zile 720 milioane de dolari. Uitați-vă, luna aceasta s-a întâmplat un fenomen care, de fapt, ne arată o schimbare totală de tendință. Uitați-vă, în luna iunie, este cu grafic, vreau să încă o dată să arătați graficul, precedent, graficul precedent. Uitați-vă, în luna iunie, noi avem verde. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci, după ce am avut șocul energetic și Banca Națională a trebuit să intervine. După ce am avut război din Ucraina și populația în panică a cumpărat valută și Banca Națională a fost nevoie să intervină și datorită intervenției băncii naționale, noi am avut o depreciere lentă a leului moldovenesc. În luna iunie, noi avem o situație inversă. Banca Națională a trebuit să procure valută de pe piața valutară pentru a nu permite ca leul moldovenesc să întărească prea tare. De ce se întâmplă acest lucru? Fix două situații care ne-au creat probleme. Acum ele au dispărut, chiar mărg invers. Pe de o parte, consumul de resurse energetice vara este foarte mic și noi atunci nu avem nevoie de atâta valută că să cumpărăm resurse energetice. Iar doi, cel mai important, vă rog, nu uitați, cetățenii noștri au cumpărat 500 de milioane de dolari, estimativ, de la 4 până la 600 de milioane, eu tind să cred că au fost vreo 500 de milioane de dolari. Cetățenii noștri au cumpărat vreo 500 de milioane de dolari, bani pe care acum încep să aducă pe piață. Deci a trecut cumva criza, nu că războiul a trecut, dar șocul războiului a trecut, oamenii s-au liniștit, acum au nevoie de bani, au nevoie să mănânce și oamenii încep a veni pe piața valutară. Datele pentru luna iunie privind vânzările și cumpărările de valută încă nu le avem, vor fi la sfârșitul lunii, atunci cred că vom face o analiză a pieței valutare, nu cu cursul valutar, dar acum vă pot spune în felul următor. Banca Națională deja cumpără valută pentru a nu permite că leu să întăresc. Chiar și cumpărând valută și crește rezervele băncii naționale, acum noi înregistrăm o creștere semnificativă a rezervelor, cresc din două motive. Vin bani de peșcotare, vin împrumuturile luate, vin granturile primite și plus Banca Națională deja cumpără valută de piața valutară. Deci cred că în următoarele luni, leul moldovenesc va avea o tendință puternică de a se întări. Din ce cauză? Oamenii vor începe a aduce valuta înapoi. Acele 500 de milioane de dolari care le-au luat, acum încet le vor aduce. Ce va face Banca Națională? Va procura valută. Totuși, acest an, dacă ne uităm atent, este anul când cetățenii noștri au vândut cel mai puțin valută. În mediu, cetățenii noștri lunar au vândut 111 milioane de dolari. Ceea ce este, dacă vă uitați atent, minimul din ultimii 16 ani. Ultima dată noi am avut o vânzare atât de mică de valută în 2006, unde a fost 2006, unde suntem acum. De ce este atât de mică vânzarea de valută? În principiu, cetățenii noștri cum vindeau 4 miliarde de dolari pe an, așa și vând 4 miliarde de dolari. Unica ce s-a întâmplat,
am avut un fenomen când a crescut cererea de valută. Cred că acest indicator în următoarele 2-3 luni de zile se va îmbunătăți și noi vom termina anul foarte bine. Deci acest an este marcat nu atât cetățenii au vândut ține valută. Ei au vândut 4 miliarde de dolari. Vor vinde anul acesta cam 4 miliarde de dolari. Tot ce a fost acest an marcat a fost că la prima jumătate a anului, din cauza războiului, cetățenii au cumpărat masiv valută și lucrul acesta ne-a dus la scădere valutei. Dacă ne uităm la următorul grafic, lucrul acesta foarte clar se exprimă, uitați-vă, cerere și ofertă de valută pe piața valutară. Dacă observați la noi, cu excepția începutul anului 2020, nu vreau să mă opresc acolo, am avut o situație relativ stabilă până în octombrie anul 2021. Deci piața valutară a Republicii Moldova până în octombrie se comporta normal. Deci aveam luni când se vinde mai multă valută, aveam luni când era un mic deficit și Banca Națională în principiu nici nu intervenea. Deci aveam luni când aveam prea mult, luni prea puțin, iar media anuală era la nivel de echilibru. Totul a început în luna noiembrie. Dacă observați, un deficit fără precedent, 273 milioane. A continuat în luna decembrie, luna ianuarie, când avem cel mai mare plăț, și după aceasta trebuia să scadă, deci trebuia să avem o situație normală, însă a venit luna februarie, luna martie, războiul din Ucraina și ele sunt marcate. Februarie, martie și aprilie sunt lunile în care noi am avut șocul Ucrainii. Aici au fost populația care a cumpărat masiv valută și de fapt aici ne-a creat o diferență dintre cerere și ofertă. Luna mai situația s-a stabilizat. Datele pentru luna iunie vor fi mai târziu, dar ținând cont că Banca Națională a fost nevoită să procure 49 de milioane de dolari, asta înseamnă că oferta de valută a fost una foarte puternică. Dacă ne uităm atent, în valoare anuală, luna mai, cred că a fost cea mai proastă din istoria noastră. În anul 2014 și anul 2015, uitați-vă, cumulativ, noi am avut un deficit de valută de circa 800 de milioane de dolari. Deci, jaful bancar ne-a dus la un deficit de valută pe piața valutară de 800 de milioane de dolari. În acest an, în luna mai, în valoare de 12 luni, adică din luna iunie anul trecut până în luna mai anul acesta, deficitul de valută a depășit 1 miliard de dolari. Oferta de valută a coborât până la 1,39 miliarde, cererea de valută s-a ridicat la aproape 3 miliarde de dolari. Deci, de fapt, cererea de valută a fost puternic afectată de segmentul energetic, iar oferta de valută a fost puternic afectată de război din Ucraina. Deci noi am avut nevoie de valută multă datorită războiului, iar oferta a fost micuță din simplu motiv populația nu când a vândut, dar populația a cumpărat masiv valută. Cred că astfel de deficit pe piața valutară noi nu vom mai avea niciodată. Deci a fost cel mai mare deficit piața valutară și datorită intervenției Băncii Naționale, acest lucru noi l-am depășit, după cum v-am spus, l-a durat până luna mai. Luna mai suntem la limita de jos, în luna iunie noi deja avem o situație îmbunătățită, cifrele vor fi undeva după data de 21, dar de pe acum eu știu, deja știu, cum știu, din datele care le avem, suntem sigur că situația va fi bună. Ceea ce v-am povestit până acum este următorul grafic. Dacă vă uitați atent, anul trecut noi am avut o ofertă de valută de 4 miliarde de dolari din partea populației, anul acesta, în valoare anuală, în luna mai, oferta de valută este tot 4 miliarde de dolari. De unde a apărut deficitul? A apărut că dacă anul trecut populația a procurat 1,6 miliarde de dolari și atunci surplusul care a intrat pe piața valutară a fost de 2,4 miliarde, în acest an, noi în luna mai am avut în valoare anuală o procurare de 1,9 miliarde de dolari din partea populației și aceea a dus la o ofertă care a scăzut până la 2,31 a fost vânzarea și oferta a fost de 1,9 miliarde. De fapt, noi, dacă observați, avem o creștere de la 1,6 până la 2,31. Aceasta 500 de milioane de dolari creșterea cererii de valută din partea populației, de fapt, eu explic prin război din Ucraina. Cred că această 500 de milioane de dolari, alte explicații decât războiul din Ucraina și cererea masivă de valută, n-a fost. Și ultimul grafic, care arată, de fapt, cum am trecut anul trecut. Dacă observați primul și a doilea trimestru și a treilea trimestru, da, au fost niște trimestri în care noi am avut o tendință negativă de deficit pe piața valutară, însă toată drama s-a întâmplat în trimestrul 4 și trimestrul 1.
Dacă ne uităm atent, cumulativ în aceste două trimestre, noi am adunat un deficit de valută de circa 850 milioane de dolari. Deci în două trimestre, în jumătate de an, avem cel mai mare deficit de valută care am avut în sfera noastră. Deja în două luni ale trimestrului 3, noi am ajuns la minus 49, dacă luăm și luna 3, trimestrul 2, din 2022, când vor apărea date, noi îl vom termina pozitiv și putem spune că trimestrul 2 este o perioadă când șocurile pe piața valutară s-au epuizat. În concluzie, leul moldovenesc, după turbulențele fără precedent din istoria noastră, care au început în noiembrie și s-au terminat în 1 aprilie, le-a trecut cu succes. Turbulența a început cu șocul legat de resurse energetice și apoi șocul de război din Ucraina. Război din Ucraina, șocul, noi le estimăm la 500 de milioane de dolari populația care s-a dus și-a cumpărat masiv valută. S-a epuizat. În luna mai noi am avut o stabilizare, în luna iunie avem o situație pe invers, când avem de fapt o surplus de valută pe piața valutară. Banca Națională a vândut din rezerve sale valutare, trebuie să intervină, dar deja, practic, a recuperat mai mult de jumătate din ce a vândut. Recuperarea are loc, inclusiv că cumpără înapoi valuta de la oamenii care au vândut acum, au cumpărat acum, o vând înapoi, banii care intră în țară de la granturi și împrumuturi. Lucrul acesta ne va permite într-o viitor apropiat să avem rezervele înapoi la 4 miliarde de dolari. Pe termen mediu, valuta noastră va avea o tendință de apreciere, de aceea tot ce va face Banca Națională va interveni ca să nu permită aprecierea prea bruscă a leului. Leul se va întări față toate valutele. Cât privește relația dolar-celelalte valute, pe termen scurt, văd totuși într-o zonă în care dolarul cel mai probabil va continua procesul de apreciere, însă pe termen mediu, euro și valutele din zona euro își vor reveni și se vor aprecia. Lucrul acesta, în concluzie, lucrul acesta este benefic, întărirea leului este benefic pentru cetățenii noștri în sensul prețurilor bune, aceasta scade din presiunea inflaționistă, deci o valută, un leu puternic sau o valută de import mai slabă, asta înseamnă prețurile de import nu vor crește cel puțin sau nu va avea cursul valutar, nu va influența negativ inflația și aceasta va duce la ușoară diminuare a inflației. Partea proastă este că cetățenii noștri care câștigă banii în euro, două, treime, acum au un mic disconfort, doar ce câștigă mai puțin banii decât au câștigat în alți ani. Totuși, trebuie să spun că șocurile fără precedent legate de război și resurse energetice, noi le-am trecut cu succes și lucrul acesta se manifestă prin faptul că în luna iulie, în prima săptămână, leul moldovenesc a început-o cu cea mai puternică apreciere din acest an. Asta am vrut să vă spun astăzi, până data viitoare, vă mulțumesc și nu uitați să mă urmăriți pe pagina noastră, unde puteți vedea și tot celălalt de analize economice făcute. Până data